14 aprilie 1989. Nicolae Ceaușescu cere să fie organizate două mari evenimente de partid și de stat, CC al PCR, plenară, și Congres al Frontului Democrației și Unității Socialiste, pentru că avea de făcut un mare anunț. În cadrul acelor discursuri s-au strecurat și două fraze care au deschis cutia de speculații pentru următorii ani. Misterul lăsat de el în acele discursuri încă nu este pe deplin elucidat. Putea România socialistă a lui Nicolae Ceaușescu să producă bomba atomică? Iată povestea discursurilor care au dus la această speculație. Pe 14 aprilie, Nicolae Ceaușescu avea de făcut un anunț important. România socialistă nu mai avea datorii externe. Nu mai plătea, așa cum susținea el, tribut niciunei puteri financiare și devenea o țară definitiv independentă. Românii ar fi trebuit să respire ușurați, ar fi trebuit să se încheie o perioadă dură de restricții făcute sub semnul sacrificiului plății creditelor contractate până în 1980. Pentru a strânge valuta necesară, fuseseră reduse la minim aprovizionarea cu produse de bază pentru populație, furnizarea de energie electrică sau termică. În loc să fie anunțate destinderi pentru un nivel de trai mai bun, în același discurs în care Ceaușescu anunța triumfător plata creditelor externe, a revenit și la frazele obișnuite în care cerea și impunea noi sacrificii. În discursul de la CC al PCR, el propune ștergerea datoriilor din agricultură, ștergerea datoriilor mai multor întreprinderi de stat, dar totodată anunță o politică de noi și mărețe înfăptuiri, așa cum le numea el, și cere noi sacrificii de la populație. Practic, anunțându-se un nou cincinal în care veniturile urmau să ia calea nu a puterilor financiare străine care ne creditaseră, ci a modernizării întreprinderilor, irigațiilor, și nu se spunea nimic despre nivelul de trai. Foarte multă lume susține că, din punct de vedere social, discursurile din acea zi au fost cele care l-au condamnat pe Nicolae Ceaușescu de a rămâne fără niciun pic de susținere populară. Acum, revenind la problema bombei atomice a lui Nicolae Ceaușescu, o să vă reproducem cele două fragmente de discurs în care a lăsat să se înțeleagă că el are capacitatea necesară. Citez. Putem să producem orice utilaje, mașini, să ne angajăm să fim competitivi în orice domenii, cu cele mai bune produse realizate pe plan mondial. Într-un singur domeniu nu dorim să facem aceasta, cel al armelor nucleare. Din punct de vedere tehnic, dispunem și de această capacitate, dar nu ne angajăm, pentru că suntem ferm hotărâți să luptăm împotriva armelor nucleare, care, dacă ar fi folosite, ar distruge însăși viața pe planeta noastră. Ne pronunțăm ferm pentru eliminarea lor din toate statele, pentru o lume fără arme, fără războaie. În 2 mai 1989, în analiza de presă a Europei Libere, sunt cuprinse comentarii legate de declarația din 14 aprilie 1989. Analiza de presă, chiar acest titlu îl dă. Ceaușescu susține că România poate produce arme nucleare. Prin aceste declarații, România devenea singurul stat din blocul est european
care susținea că are capacitatea necesară a producerii armelor nucleare. Până atunci se știa cursa înarmărilor, așa cum era numită, era între Statele Unite și Uniunea Sovietică. Mai mult, această cursă a înarmărilor era relativ recentă, pornită de Ronald Reagan, care, înțelegând la un moment dat că în cazul unui război terestru prin mijloace moderne, dar convenționale, Uniunea Sovietică depășea capacitatea militară a Statelor Unite, a căutat două domenii în care, în mod cert, Statele Unite erau superioare. Mă refer aici la așa numitul Război al Stelelor și la armele nucleare. După 1989, nu au fost găsite decât probe că România lucra la o dezvoltare a tehnicii sale nucleare, dar, din punct de vedere al înarmării, nu exista o preocupare, nu existau programe speciale. Încercări, probabil că au fost făcute încercări de colaborare cu diversi parteneri străini, probabil că au existat. Sunt documentate în domeniul nuclear colaborări cu Franța, Canada sau chiar Statele Unite, dar nu spre o dezvoltare în domeniul militar. Rămâne evident întrebarea dacă Ceaușescu mințise în discursuri sau nu am reușit noi, după 1990, să descifrăm toate planurile sale.